Timp, Ucraina înregistrează noi succese după cucerirea orașului Lyman. Trupele Kievului au înaintat fulgerător în Herson. Forțele ucrainene ar fi recucerit mai multe localități de-a lungul malului vestic al râului Nipru, la doar câteva zile după ce Rusia a pretins că le-a anexat. Vladimir Putin e pe cale să piardă încă o parte importantă din pretinsele anexări. Forțele ucrainene ar fi recucerit mai multe orașe de-a lungul malului vestic al râului Nipru, în sudul Ucrainei. Moscova ar fi astfel forțată să cedeze teritoriul de-a lungul unei a doua linii de front importante. Amploarea avansului ucrainean nu a fost confirmată încă oficial. Până acum, Kievul a păstrat o tăcere aproape totală cu privire la situația din zonă. Cei care au dezvăluit dezastrul rusesc sunt chiar blogării militare ai lui Putin. Rușii au anunțat că tancurile ucrainene au înaintat 10 de kilometri de-a lungul malului Niprului. O avansare ucraineană de-a lungul râului Nipru ar putea prinde mii de trupe rusești pe malul celălalt, izolate de toate proviziile. Atacul fulgerător din Herson vine la scurt timp după ce ucrainenii au recuperat orașul strategic Lyman. Recapturarea lui Lyman de către trupele ucrainene este cea mai mare pierdere a Rusiei pe câmpul de luptă de la contraofensiva fulgerătoare a Ucrainei în regiunea nord-estică Harkov în septembrie. Controlul asupra Lymanului ar putea dovedi un factor cheie pentru a ajuta Ucraina să recupereze teritoriul pierdut în regiunea vecină Luhansk, a cărei capturare completă a fost anunțată de Moscova la începutul lunii iulie, după săptămâni de progrese mărunte, a declarat guvernatorul Luhanskului, Serghei Gaidai. Fostul director al CIA și general de armată cu 4 stele în retragere, David Petraeus, a avertizat că Statele Unite și aliații săi vor distruge trupele și echipamentele Rusiei din Ucraina și îi vor scufunda flota din Marea Neagră dacă președintele rus Vladimir Putin va folosi arme nucleare în această țară. Just to give you a hypothetical, we would respond by leading a NATO, a collective effort that would take out every Russian conventional force that we can see and identify on the battlefield in Ukraine and also in Crimea and every ship on the, in the Black Sea.